dimineața, frate, pe lupuneci. Dacă 3 zile a mers totul cum trebuie, a 4-a zi trebuie să mă fută un pic ăștia. M-au trimis să iau un camion, evident camionul are remorcă după el, nu e alimentat, nu e nimic. Bă, mor pe șoferii ăștia. Bă, în pula mea, ți-am pula mea 2 minute să te conectezi capul tractor de vagon, frate. Bă, nu știu, nu o să pot să înțeleg în viața mea. Și haideți să vă zic la ce oră e vagonul ăsta aici. Imediat vă zic. Deci vagonul ăsta este de la ora 17, fraților. Ora 17 de ieri. Am cum vine asta? Deci la ora 17 de ieri. Băga mea și pula morților să-mi bag. Băga mea și pula morților. Bă, mor pe ei, bă. Cum până cu ai să ții un vagon aproape o zi cu capul tractor legat așa să nu știi de el sau să nu te intereseze? Hai de mama mea. Vai de mama mea. Numai că n-am niciun chef astăzi de nimic. Deci când am auzit pe ăsta m-a luat capul. Deci prefera să-mi dea Livingstone ăla care a zis că mi-l fac de ieri. Prefera să-mi dea Livingstone, băga mea și pula în rasa lor. Bă, mor, bă. Nu există un... Deci ceva mai frustrant dimineața când vin la muncă decât să stai să dezagăți vagoanele lui altora, lui alții, da. Altora să stai să alimentezi. Hai că alimentatul e cum e. Dar să stai să dezagăți ăsta, să la... Bă, mor pe ei, mă, mor. Of. Băi, lăsând asta la o parte, astăzi mergem în Manchester. Avem două livrări, China Star și Trafford Park with Bread. Cred că am mai fost la ăștia, la China Star aia nu cred că am mai fost. La aia avem 6 paleți și la restul 20. Deci, am scăpat de Scoția după 3 zile. Să vedem ce va fi și pe Manchester. Probabil trafic infernal. Trafford de aia știu sigur că am fost, cred că, dar la ailalt China Boia nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte, dar mergem, ce să facem. Mergem, ce să facem, când avem ce să facem. Așa că, frații mei peloponezi, mă duc mai întâi să las vagonul ăsta, să alimentez, să iau vagonul meu, deci probabil în vreo oră plec eu din firmă. E ora aproape 9, am început la 8:30. E ora aproape 9, deci probabil o să plec pe la 10 din firmă. Să înceapă ziua de joi. Fără ați peloponezi, deja am ajuns pe Manchester. N-am mai filmat până aici, am oprit și o să mănânc. Am mai vorbit iar la telefon ultimele detalii pentru petrecerea de botez. Greu, fraților, greu, rău de tot să faci ceva de la distanță așa. Foarte greu. Sper ca nunta să, nu știu, cumva să o rezolvăm cum trebuie, nu așa prin telefon, prin mail-uri, prin poze, prin WhatsApp, prin dragi, că e jale. E jale, jale. Băi, m-am uitat repede pe hartă unde trebuie să ajung și am mai fost în locația respectivă, doar că nu știu dacă am fost la firma respectivă. Este locația unde este Sykes Manchester, unde e piața de pește, probabil, știu că am mai descărcat eu la unii pe acolo, dar nu mai știu ce dracu, sau am încărcat, nici nu mai știu ce am făcut. Oricum am dedus numai cică, numai pui de fermă și spring rolls, ceva, nu știu ce dracu poate fi la spring rolls. E posibil, cred că să fie unii acolo pe un lateral de la, oricum e pe lângă, e prin zona unde, prin zona stadionului celor de la Manchester City. Să vedem dacă ieșim de acolo din zona după aia către Trafford, posibil cred că să trecem pe lângă stadion. Destul de aglomerată zona, e destul de, nu știu dacă e neapărat centrală, dar oricum e destul de adânc în oraș, ca să zic așa. Să sperăm că nu o să am probleme. Ok,
Chestia e că la locația asta unde mergem acum, gen, dacă vin din partea de, nu știu cum să zic, din partea de sud, ca să zic așa, trebuie să fiu atent că undeva se face o intrare într-o, ia pare parcare, dar nu e parcare, e o stradă care pur și simplu ocolește un semafor unde nu ai voie să faci stânga, unde nu ai voie să faci dreapta direct. Trebuie să faci o buclă ca să intri. Și aici, dacă o ratezi pe asta, trebuie să te duci undeva în față, să întorci în mijlocul drumului. Am mai avut eu videouri în care am am fost pe acolo și exact asta am ratat. Am ratat chestia aia și a trebuit să mă duc în față, să mă întorc și să, după aia să pot să fac stânga ca să intru la ei, că n-a vii din sensul celălalt și faci stânga, nu mai faci dreapta. Oricum, e o locație tare ciudată. Din ce am văzut acolo, e ceva, o piață foarte veche unde se desfăcea pește în principiu. Noi încărcăm de acolo, de la Sykes, doar pește și fructe de mare, niște paleți grei. De multe ori n-am putut să încarc și au trebuit să mă ajute. Mai ales că na, încarci cu transpaletul, nu au o rampă și în plus de asta e și așa locul unde te bagă la încărcare. Adică e în rampă și evident că chiar dacă ai ridicat suspensia, tot nu te ajută să-ți faci puțină vale, ca să zic, în vagon, să te ajute inerția. Și atunci de multe ori spuneam, bă frate, nu pot să încarc, sunt foarte grei paleții. Așa că trebuie să mă ajutați. Și nu au spus niciodată, nu mă ajutau. Sunt și polonezi și români acolo, am dat și de români. Bine, deja, după cum vedeți, cam peste tot dau de români. Deja oficial suntem a doua nație străină în Anglia, ca număr de populație. Oficial. Probabil se știa mai de mult, dar acum e tot oficial. Chiar a fost anunțat acum câteva zile. Și nu ar trebui să mire pe nimeni chestia asta. Deci chiar n-ar trebui să mire pe nimeni. Sau pe cine miră chestia asta, înseamnă că nu, respectiv, nu e ancorat în realitate. Nu-și dă seama în ce lume trăim. Hai de boss. Trebuia să mișcă ăștia, frate. Eu puteam să vin pe M62 și să intru pe M60 să vin încoace, dar am zis că hai să intru până oraș și să mai vedeți și voi câte una alta. Că doar știți foarte bine că autostrăzile sunt plictisitoare. E un paradox asta pentru, cred că, pentru mulți șoferi de camion români. Dom'le, este plictisit de autostrăzi. Noi care la noi în țară avem 300 de km de autostradă, nu știu cât, poate sunt mai mulți, nu știu sigur. Eu când am plecat, probabil cam atât, erau vreo 300. E un paradox pentru noi să te plictisești de autostradă. Deci chiar e un paradox. Băi, se pare că sunt pe partea cea bună, adică gen să fac stânga, să nu fac bucla aia ca să intru, nu mai știu exact. Dar așa am impresia, văd că și TomTom-ul mi-arată într-o milă voi face stânga. Sau poate să fac stânga, să intru în buclă. Habar n-am. Oule, stai așa să-mi depășesc, că aici e limită de 30. Boss, nu te duci așa tare. Ia uite unde e camera. Pac. Imediat ea. Și oricum trebuie să fiu atent. Dar nu e că în partea cealaltă, dacă eram, trebuia să fie o intersecție mare unde se vede stadionul pe stânga. Deci, cred că e ok. Cred că e ok. Bine că nu e chiar așa nici de vreme. Nu e nici târziu, că probabil era jale pe aici traficul. E puțin aglomerat, dar nu e extraordinar. Adică să te miști cu camionul cu 50 la oră, eu zic, eu până pe aici zic că e ok. Mai mult decât ok aș putea spune.
da, sunt pe partea cea bună. În partea cea bună? Mama, iurea că mă voi chinui probabil să scop paleții, că știu că ea o liză de aia urâtă. Hai că primii 2 sau primii 4 paleți poate scoate cu cu distribuitorul, dar restul... Bine, mai sunt 2, nu cred că va fi chiar atât de greu. Hai de autobuz ieși. Oh, n-am mai fost de mult, mai bine când mi-a dat Scoția. Mai, știi cum e, mai era nevoia de o schimbare. Parcă și prea mult Scoția așa strică. Nu e bine nici așa mult. Asta știu pe unde mă bagă, mă, scârba de GPS-ul. Cred că mă bagă pe o stradă să ajung în spate undeva și nu trebuie să mă duc pe acolo. M-am însă odată pe acolo. Eu trebuie să o țin drept. Eu trebuie să o țin drept, boss. Nu fac eu ce zice ăsta. Să mă pune să fac dreapta pe aici. Și am mai fost odată. Am chiar o filmare când mă chinuiam să dau cu spatele, să ies, să mă învârt, să... Nu e bine ce face ăsta cu mine. Da, nu, pe aici, pe următoarea mă pune să fac, nu merge. Nu mă iau după tine, boss, îmi pare rău. Merg pe strada asta și o să fac la un moment dat stânga. Asta știu 100%. Asta știu 100%. Uite, mă, că nu intru eu pe aici, uite până mă bagă și după aia să fac pe acolo. Du-te morții mătii, că nu fac eu asta. Îmi pare rău despre tine. Nu știu de ce mă bagă eu, de ce m-ar băga el pe acolo. Trebuie să fiu atent pe unde e ieșirea aia. Că e o străduță de asta îngustă așa și mi se pare că e ori semafor, ori stație de autobuz, nu mai știu exact ce e. A, uite, pe aici am venit eu atunci, știu că am dat cu spatele. Da, mă, uite, pe aici am dat cu spatele în coace. Dă-i futu-ți rasa, mătii. Ok. Bă, am cam trecut pe roșu. Nu știu cum să vă spun, dar am cam trecut pe roșu. Ok. Și... nu pe asta. Unde mă mâncați și pana ta? Că trebuie să fie pe aici strada. Cred că aia de acolo e. La semaforul ăla. Da, aia e sigur. Bine că mi-am adus aminte. Bă, ce mă băga el pe un pis de pe acolo? Dar ce dracu mă bag el pe acolo? Că nu înțeleg. Din moment ce asta e aici. Deci chiar nu înțeleg pe chestia asta. O singură dată m-am băgat așa. GPS-ul, doamne. GPS-ul. Uite, asta e Smithfield Market. Haide, mă, treceți că vă agăți cu camionul. Uite, mă, ăsta mă bagă, mă, cine știe ce stradă vede el. Vede pe dracu să-l ia în marketul ăsta pe aici. Ok. Și Pacilișa, trebuie să intrăm. Și stadionul la Manchester City e puțin mai încolo. Uite, Fish Market. Danke, danke. Bă, ăștia
ăștia sunt pe undeva pe acolo. Nu știu cum. Cred că pot să fac dreapta aici. Pe de acolo n-am cum să fac. Sunt pe aici, fraților. China, știu că erau pe acolo. Uite, cred că ea și sunt China Star. Problema e, am cum să trec eu dincolo? N-am. Așa că vom face următoarea schemă. Intrăm pe acelea și dăm cu spatele. Uite așa să ne găsim pe stâlpiul ăstora. Ok. Bine că mi-au să aminte, boss. Ok, trebuie să ne dăm și noi drumul la avarii. Și... acum e chin că vin ăștia cu mașini mici. Haide, boss, treci. Nu-și dă seama că-l văd. Bă, dacă te-ai oprit acolo, înseamnă că știi că voi da cu spatele pe toată strada. Ce am făcut? Te-am lăsat să treci, dar dacă nu vrei, haide bom. Ha mă, treci în pula mea. Bă, dar n-ar gândi, mă, frate. Dacă vezi că te văd și că mă opresc, de ce pula mea să nu treci? Dar terminat ce ești, n-ai treci, atâta tot. Să parca și ăsta cu duba asta. S-a trezit iar să vorbească. Cred că și tot aici au băgat la descărcat. Uite, China Star. Am găsit pe boss. Frații mei peloponezi, mă apuc de descărcat. Și ne vedem puțin tel mai încolo la plecare de aici. Așa. Dacă răspunde și ăștia, dacă nu, să fie sănătoși. Băi, am lăsat la ăștia paleții. M-a cunoscut unul dintre ei, face: tu nu ești băiatul care a venit la trecut aici și te-ai pierdut? Hi, I'm Adrian. Yeah, how may I help you? I just finished first drop. Alright. Trafford. No, Manchester. Yeah, yeah. Yeah, that's not fair. Yeah, in the long time, please, for the quarter to 12. Quarter to 10. To 12. To 12. Yeah. Alright. Out now. Yep. Alright, yeah. Please head to Trafford Park then, yeah? Oh, okay, thank you very much. Alright, cheers, bye-bye. Bye-bye. Da, ziceam că ăsta m-a recunoscut și face: tu nu ești băiatul care ai venit data trecută și zi și te-ai dus pe la dracu în străzile aia pe în spate și te-ai întors? Zic, ba da, face: de data asta ai nimerit? Zic, am nimerit, dar uite că tomtomul meu m-a băgat-o pe acolo. Și face că da, nu știu de ce bag așa. Zic, băi, nu știu, o singur, am mai venit aici, vin și încarc
relativ destul de des la Sykes aici. De fapt, bine, n-am mai făcut ceva vreme, dar am încărcat de 4, 5, 6, 7, 8 ori. Dar nu m-a dus niciodată pe acolo. Nu știu de ce, când bag la voi și același postcode, deci nu ar trebui să difere nimic. Nu știu de ce dau unele așa, altele alt cumva. Da. Asta este. Asta este. Băi, plecăm de aici, mergem la Trafford. Problema e că văd că nu mă bagă, au. GPS-ul nu mă duce pe lângă stadion. Sau o milă jumătate, trebuie să fac stânga. La stadionul și cu astea sunt în dreapta, deci probabil o să rămân așa undeva în dreapta. Dar hai să vă arăt. Merg totuși în zona aia. Și de ce nu? Să vedem așa, la depărtare. Stadionul campioanei Angliei. Uite că și nu știu, Sport City se numește chestia asta lor. Match day and events. Sport City. Stai, că și aici e limită de 30 și eu iar îi dau un tare. Îi dau un pis de tare. Deci acum cum ar veni, mergem spre centru. Au. City Center. Da, cred că o să merg așa spre centru, după care voi... Spre centru și după aia cred că o să ies fix pe M60 spre Trafford Park. Trafford Park ăsta e... Am impresia că cred că e cel mai mare centru comercial sau zonă comercială, industrială, comercială a Manchesterului sau cel puțin pe zona asta. E foarte mare, imensă. Acolo este și un mall foarte mare, cine vrea să-l caute, Into, cred, sau bine, cred că așa se numesc cam toate, dar am văzut că și în Leeds tot Into. Bine, asta e firma, probabil, care l-a dezvoltat, dar e un mall foarte mare, aici la Manchester am fost de câteva ori. Nu foarte mare, imens! Adică gândiți-vă că am avut zile, am fost de vreo două ori, cred, când am vrut doar pur și simplu să iau la pas pe tot așa. Și n-am reușit, adică n-ai, e imposibil, uite, acolo se vede stadionul. Am uitat să vă zic asta, dar... Acolo făceam dreapta și treceai fix, gen e stadionul de meci oficial și mai e un stadion de antrenament sau probabil pentru echipa a doua, ceva genul ăsta. Și treci fix printre ele, e foarte mișto. De când tot zic că o să vizitez și eu Manchesterul, să vizitez și Old Trafford-ul și Manchester City, tot zic, da. N-am venit niciodată. Am venit la mall, în schimb. Că viața este frumoasă la mall. Viața la mall. Frații mei peloponezi, mergem la Trafford Park. Și cred că ne vedem direct acolo. Nu știu dacă am mai surprins-o pe vlog până acum. A57M asta e autostradă pur și simplu prin centrul orașului. Există una și în Leeds. Cred că tot 57M îi spune. A57M. Nu mai știu exact. Sau 56M. Care mie mi se pare foarte tare. Pur și simplu merge așa pe lângă clădiri. Adică e construită suspendată. După cum vezi, bine, na, are suișuri și coborâșuri, na, ca orice, orice-i dă ăsta în pizdă. Bă, ai limitare 50, mă. Și mie îmi place că merge așa printre clădiri, e foarte tare, nu știu. Dai seama, neobișnuit, uitați-vă și voi, Manchesterul, ăla e centru. Deci, pur și simplu, asta e o centură pe lângă centrul orașului. Nu centură în jurul orașului, dar centrul orașului. Vedeți că de șmechere clădiri de birouri pe stânga și pe dreapta și încă se construiesc pe acolo, nebunii. Dar e foarte mișto, frate. Bine, că asta cred că seamănă că cu autostrada suspendată alu ăsta zi, alu Oprescu. Cred că asta seamănă cu autostrada suspendată alu Oprescu. De-aia și eu la cioc.
bă, ci că ar trebui să facem stânga pe aici. Dar nu, ăștia ies toți. Haide, boss, ieși ca să intru eu. Hai, luați aici Mazda în trompetă. Și pe acolo ieșeam, sau nu? Ba nu, pe acolo ieșeam, dar ieși înapoi în M60. Mergi pe aici, pe aia faci stânga și ieși în M60. Să știi că pe aici chiar n-am fost niciodată. A doua ieșire. Asta e prima. Și noi trebuie să luăm pe a doua. Bă, sper să mă bage pe unde trebuie ăsta. Am văzut că erau vreo 6 mile, ceva de genul ăsta. De unde am plecat? Uite pe ăsta, ce segue are. Cât de șmechere, nu se ține pe nimic. Tare rău, frate. Tare rău. Bă, dar să construiesc, frate, aici clădiri, nu glumă. În Manchester. Au, au, au. Trafford Park, deci sunt bine pe unde sunt. A, și ăsta, am scutat un M60, nu știam. Iar am trecut pe un portocaliu. Am ajuns și la Old Trafford. Bă, n-am știut, am trecut pe lângă el și nu mi-am dat seama. Aici era Old Trafford. Bă, ce zi am avut. Și pe ăla și pe ăla. Bine, le vezi doar așa. Din mers. Băi, promit că o să vin să le vizitez pe amândouă într-o zi. Și facem vlog. Ca să le vedeți și voi. Facem vlog, 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 vlog. Poate chiar vara asta o să, după ce vin în concediu și așa e cu campionatul mondial. Și nu sunt meciuri, nu e nu știu ce. Se poate vizita. Asta cred că vine cu ceva pentru stadion. Cu schele, da? Face stânga pe aici. Asta e așa, bossul de ocolesc eu un pic, că probabil îi face un viraj mai larg. Ok. Te vezi, nu știu. De fapt, trebuia să mă gândesc. E Trafford Center. Știi cum se numește zona asta? Asta cu mall-ul, cu toate zona asta industrială mare. Și sunt Old Trafford, adică vechiul Trafford. Băi, și Răzvan e tot pe aici. Are și livrare tot la Trafford, în Trafford Park. Doar că are la altă firmă. Cred că e la început loc. M-am întâlnit cu ele dimineață. Aici, fraților. Bă, ăștia cred că știu cine sunt. Așa, unde mă duc aici, cred că sunt aia unde unde am mai fost o dată cu Niveco și mi-au refuzat marfa, că am ajuns prea târziu, parcă. Ceva genul ăsta și m-au sunat, de fapt am plecat, după aia pe drum m-au sunat, domnule, întoarce-te că te descarcă. Mă întorceam și după aia, de fapt, nu mai trece, că nu te descarcă, dar... Și atunci parcă, nu că i-am căutat mult, dar știu că parcă mă împotmolisem la un moment dat. Știu că era destul de alambicat așa să-i găsesc. Așa, trebuie să facem dreapta. E pe o stradă cu unde un o bază de taxiuri, ceva de genul ăsta. Au, 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 au.
după aia strada se înfundă sau nu mai știu exact ce. Oricum e destul de fătută zona, mai ales că sunt și multe lucrări pe aici. Zona este în continuă dezvoltare. De aici un depozit Amazon. Încă nu sunt nu mi-e zona familiară așa, cred că trebuie să ajung să văd ce și cum. Adidas. Ah, câte chestii pe aici. Câte chestii chestioase. Mosley Road closed. Eu am treabă cu Mosley Road ăsta, nu cred. Au. Au, au, au. Trebuie să fac stânga. Bă, sper să fiu pe drumul cel bun. Sper să fiu pe drumul cel bun. Da, n-am venit niciodată din partea asta. După cum văd acum pe GPS, eu aș fi venit din partea aia tot timpul. Și aici trebuie să fac undeva stânga. Și Răzvan a fost la o firmă care e după colț. Ar veni. De fapt, nu. Răzvan este fix. Ia stai așa, vă spun eu. Cheune Nagel. Fix aici ar trebui să fie. Bă, ce că pe aici mă bagă și pe mine. Hai să mergem, frate. Dacă aici ne bagă... Întrebăm, nu? Bă, nu știu dacă e aici sau nu. Am mai fost o dată aici. O dată am fost. Hai, mai. I'm in the right place. Yeah, I'm ready here. Yeah? Okay, thank you. Minus 21. Coming to trade. Yeah. I mean, also the main traffic is a proper price for the GPM. Thank you. They said come back at 2:00, mate. Oh. 2 p.m. So best thing to do is spin around. Yeah. If you want to wait, just wait on the little road there. Okay. And then come back out at 2:00, mate. Okay. Thank you very much. Cheers. I have space to turn around? Yeah, the space to turn around, yeah. Thank you. Bă, ești nebun. Nu mă primesc ăștia până ora 2. Ce să facem? Ieșim și ne așteptăm afară. Da, Răzvan nu aici, acum am să aminte, mai e un cheu în Agile. Tot aici în zonă, oricum la 2-3 străzi distanță. Mi-am adus aminte, am descărcat aici odată, numai la rampa 8, cred că. Am descărcat, bă, frate. Hai să ne întoarcem și noi. Aici. Băga mea și picioarele. Sper să am loc să stau pe aici, pe undeva. Sper să am loc să stau pe undeva. Hai să ocolim și noi ăsta. Bă, ce căcați. Bine, adevărul că văd că sunt și cam full așa. Mm.
avea loc pe strada asta pe aici să stau? M-aș băga aici, dar nu știu dacă am loc să mă întorc în față. Hai să intrăm, dar dacă n-am loc să mă întorc în față, am cam belit-o. Am cam belitos. Uite, aș putea să stau aici, dar ia să vedem dacă pot da cu spatele în curtea asta. Nu e poartă. Da, pot eu să intru aici? Da. Bă, să știi că puteam să intru să întorc. Exact și mă gândeam, n-o să am loc să mă întorc. A, bă, da mă, dau cu spatele aici. Da mă, pot dau cu spatele aici și eu. Pe așa, boss. Stai puțin, stai acolo. Stai acolo, boss, că nu dau peste tine. Stâlpul ăsta. Așa, mă, boss. Am rezolvat-o și ne parcăm și noi. Uite, hai să spunem acelișa. Ne băgăm în toți boscheții ăștia și ne parcăm acia. Stăm până la ora 2, ce să facem? O oră jumate stăm pe aici, ca boscheții. Ne vedem. Frații mei, pe lupă, am dormit și eu un pic. Toate că am descărcat, oricum le descărcăm săptămâna, așa că nu e problema la noi așa ceva. Da, am dormit un pic. Hai să mergem la ăștia. Este 2:50. Mi-a spus să revin la 2. Ce mi-e 2:50. Scuze, postulaina. Vreau să ne cum intru eu aici. Chestia asta. La timpul ăla. Bă, boss, trebuie să te miști un pic, că n-am cum te iau. Și-a dat și el să... Mulțumesc. Mulțumesc, boss. Ești un drăguț. Ați aici mini în trompetă. Again. Okay, thank you. Have you been outside before? I think I was one time ago, but I need to bring the keys. Bay 9. Yeah. People work in the office beside Bay 1. Oh, okay, thank you. Mai coșuri pe frunte să moară, mă, dacă nu zici că sunt la pubertate. M-am umplut de bube. Știi ce am făcut? Am pus camera odată pe jos, nu mai știu când, și a stat, na, cureaua aia, headstrap-ul ăsta care stă pe cap, a stat pe-n praf. Și după aia am pus pe capul meu, pe frunte. Și evident că probabil de acolo. Bine, și mâinile astea murdare cu care stau eu ca un jegos.
urât aici de băga la rampă, dar n-ai cât să fiu. Da, m-am dus ca o pulă. M-am dus ca una bucata pulas. Ia să vedem dacă putem să o îndreptăm de aici, dar nu cred. Slabe șanse. Aha. Sau merge? Ia vezi mă, boss, că o bag direct de aici. Așa trebuie să țină și le închise, eu mai pot da în față după aia. Ce ai mă, boss, că am băgat-o din prima și așa. Așa, hai să mă duc cu actele la ăștia. Și după aia probabil să vin să bag la rampă cum trebuie. Așa că I'll be back. Fraților, este 4 și 10. Vă dați seama că am stat aici la 12:30. Și că să trebuie să o lăsăm la poartă. Jaz. Am murit de cald aici, de coci. Așa nu răspund, frate. Thank you, mate. Bă, dar ce pula mea fac cu aia la telefon? Biroul pizdi. Biroul pizdi, trebuie să mă pun aici să mă parchez ca să... N-am unde, unde plec, de nebun. Sper să nu mă înjure lumea. 5 minute stau și aici. Sper să nu mă sui pe boscheții ăstora. Mă las eu așa un pic. Grijale cu ăștia. Hi, I'm Adrian. Hi. I just finished the last drop at Trafford Park. In and out time, please. I arrived here at 12:30, but on bay at 2:00. And leaving now at 16:15. Head it up to Dr. Oakenall, please, Adrian. Okay, thank you very much. Cheers, mate, cheers, thank you. Bye-bye. Bye. Bă, ești nebun așa de obușor. PR 267 QN.
Ați auzit, da? Dr. Oetker. Dacă ieșim acum în M60, cred că e teroare. Ah, sau nu, s-ar putea, cred că să mă duc direct pe M61 de aici. E posibil să ieși direct în M61 și la scap de stres, scap de M6. Ia stai așa să vezi. Haide, bosulică. Mamă, ce e aici, aglomerație. Și ora, mamă, e ora de vârf 4, frate. E 4, frate. Te cunosc din 97. Exact ce v-am spus, mă duc pe M61. Trebuie să găsesc doar un service, nu să mă opresc, să-mi iau și eu niște apă, niște suc, niște ceva de ronțăit. Stai așa că să mă vadă cineva dacă iese de acolo, că vreau și eu să ies. Frații mei peloponezi, am stat aici, dar m-a uitat Dumnezeu, m-a copt soarele. Dar cred că vine o mare ploaie după tot soarele ăsta. Mama și mamă, câta coada este. Cine mă lasă și pe mine să mă bag? Mă lasă să stau cu Mercedes-ul? No. Na. Danke, bă. Ești o giugiuc de om. Un giugiuc mugiuc ești. Nu ieșeam în România nici dacă în 3754 de miliarde de ani. Știi ce spun? Ha ha. Ha ha. Mamă, bă, să fiu sincer, nu prea m-aș vrea să mă întâmple la doctor Oetker. Poate că sunt cum ar veni pe zonă, dar mă așteptam să-mi dea vreo colectare de prin Manchester, Wigan. Nu mă așteptam să-mi dea Dr. Oetker, mai ales că n-am nici double decker. Deci, oricum ajung acolo cât într-o oră. Haide, boss, treci. Ajung acolo într-o oră. Și am timp, deci dacă am până la 11:30, 2 ore, 9... La 9 ar trebui să plec de acolo. Deci voi avea ceva ore de stat. Vreo 3 ore jumate pot să stau să încarc. Bine, cu siguranță mai sunt cel puțin 2-3 mașini pe acolo. Dar bă, stai așa că ăștia au schimbat aici sensul giratoriu. Eu trebuie să mă duc înainte. Deci e bine pe unde sunt. Uite, vezi, e ceva nou aici. Fac totul ceva nou. Uite, e un semafor în sensul giratoriu. Ca dracu. Dar ce-ar fi pus frate să mă afară acolo, să face coadă până aici, blochează sensul giratoriu, nu se mai circulă. Ăștia sunt cretini? Sunt cretinoizi? Boss, trec și eu? Care mă lăsați să trec și eu? Dacă nu mă lăsați, mă bag eu. Uite, după ăsta, hai de punto! Ai de bă, de bea te târâi. Trebuie să mă duc nu înainte. Că înainte e problema acolo. Trebuie să mă duc pe aia. Deci înainte ar fi aici. Nu mai e bine pe cealaltă. Bă, eu m-am pus de nu mai văd semaforul. Doamne, ce prost sunt. Doamne, ce prost sunt. De-abia văd acolo un pic. Băga mea și pula în Răzvan. Că nu mai e de vină. Cred că și pe el tot acolo a trimis la... al Dr. Oetker și l-a avut, v-am zis, tot două livrări în zona Manchester. De fapt, una aici în Trafford Park și una la Swindon, parcă? Da, parcă la Swindon. Avem verde. Let's go, bitch! Let's go, bitch, 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 bitch. Stai acolo, boss, că intru eu. Ups. Bă, o zi lejerucă. Mă așteptam să fie puțin puțin haos în Manchester pe aici, dar a fost ok. Chiar a fost ok. Mă așteptam acolo după ce am plecat de la zi, de la aia de acolo de lângă stadionul lui City, când am traversat în coace. Până trebuia să traversez cumva Manchester aproape de centru și mă așteptam să fie aglomerat, dar ați văzut că a fost blanau. Au. Chiar a fost blană. Da. Așa că, frații mei peloponezii, ne vedem us la... Ne vedem acolo, cred că. Direct la Dr. Oetker. La pizza.
Pizza Mizza, biciclista. Frați peloponezi, am ajuns aici, ne-am făcut check-in-ul. Răzvan tocmai a plecat. Era și el aici. De-aia și eu la muiță lui Răzvanel. Lui Răzvanel, cald, cap de miel. Urmăm și noi aici la rampa în mijloc. Avem timp căcălău. Să stăm. Opa, așa. Hai să mergem să deschidem ușile. Ca să nu mai mă dau după aia jos. Cele mai urâte vagoane. Astea sunt. Numai rotate cu cad. Toată lumea a fugit de ele la noi. Mamă, ce murdar e vagonul ăsta. Avem o firmă, nu mai știu cum se numește. Ne-a refuzat de o grămadă de ori pentru că erau vagoanele foarte murdare. Nu mai știu exact ce încărcam de la ei, ceva vegetale, ori mazăre congelată, ori fasole, nu mai știu exact. Și de vreo două ori am ajuns acolo, n-am mai fost de mult, de foarte mult n-am mai fost la ei. De vreo două ori am fost acolo și m-au refuzat. A trebuit să aștept pe cineva să iau, țin minte, deodată am așteptat pe cineva să vină cu un vagon curat, să fac schimb, să încarc de acolo. Sunt multe firme unde încărcăm și țin marfa afară, în praf, în ploaie, și normal că se face noroi. Știi? Mai ales că după aia, na, se congelează în vagoane, să, dacă e marfa congelată, după aia își lasă apă. Hai, boss, te îndrept și tu. Din prima. L-am băgat-o din prima, boss. Mi-e și place să fie așa la dungă. Mamă, mă acop căldura asta, frate. Deci de câteva zile ne-a spart căldurile. De câteva, de o săptămână, de o lună de zile aproape. Băga-mea și pula în bara pizdică, mă pun mai pe ea, zici că-s de la prost. Zici că-s de la prost. Cum are cineva? Gata, boss. Până aici a fost. Așa, așa, să ne lăsăm geamurile deschise. Că murim acelișa. Și ne vedem la plecare. Băi, este incredibil, fraților. În jumătate de ore m-am încărcat ăștia, nu pot să cred. Și aici când vin îmi fac planul să stau și eu câte 2-3 ore pe aici. Haide, boss, treci? Nu treci, las că trec eu. Las că trec eu, boss. Danke. Mamă, frate. Acum stau cu frică, poate mă pun ăștia, mai fac ceva când am lângă în firmă. Îi dau cu ei de pământ. Uite, ăștia fac sală aici, adică gen aleargă pe aici, pe în jurul clădirii. Cea mai tare sală. De ce trebuie să vii aici ca să alergi? De ce nu poți să alergi la tine acasă? Nu știu, mi se pare ciudat. Bine, poate mai socializează oamenii, poate, cine știe. Mai fac vreo legătură amoroasă, vreo... Dracu să-i pieptăne. Dracu să-l ia pe Răzvan. Ia uite și pe ăsta. Unde alergi tata aia așa, că te ia radarul? Te ia radarul, nebunule. Auto și pe fufeaza asta. Dă-i fac, bagă tare. Uite și tu, ăsta mi-a luat comandă vocală. Are și comenzi vocale. Și ce să-i zic? Normal că nu mă înțelegi în pula mea că vorbesc română. Nu e engleză, lua mie miel în brațe.
Col Maricica. Ia uite aici pe cui dumele astea. Nebunele. Yeah. Go home. Pula. Go home. Gome home. Ia uite, mă întreabă dacă vreau mâncat acasă. Yes. Yeah. Finding a route. Ia mă duce la Boro Bridge. Yeah. Nu știam care comandă. De fapt, știam de la celălalt care comandă vocală, dar nu pentru chestiile astea. Bine, probabil mă bagă spre casă pe A59 și nu mă duc pe A59, mă duc pe autostradă. Dar cum s-o fi activat? Așa de la groapa aia? Cum morți mașini? Unde mă ce coaie ăsta? De capul meu. Bă, stai bun la mă. 3 ore și 10. Bă, nu sunt acolo acasă. Doamne, știați nebun, mă, frate. Bine, probabil o avea setat acolo vreo zi. Vreo adresă de home, cine știe unde. Doamne, ce nebun. Băi, hai că am lungit-o iar la nesfârșit. Am încărcat, plecăm spre garaj. Sper să nu mai fac nimic altceva. Cât e 6 și un sfert. În jur de 8 și un sfert o să ajung în firmă. Probabil o să termin și eu pe la vreo 9. Asta înseamnă un 12 ore jumătate? Să vedem. Săptămâna asta am cam băgat subțirele, așa, adică 12 ore jumate, 12 ore jumate, 13 ore jumate și cam trase de păr, așa. Haide, Corsa, bagă-te, că se închide banda. Și după aia te îngheșeam și ce conduc periculos și pe dreacu să te ia. Gata, boss, haideți acasă! Uitați că tot a fost subiectul cu Ionuț. Uitați-l pe Ionuț. Uitați-l pe Ionuț cum își face și el parcarea. Tocmai am vorbit un pic cu el. Și la seama că îl filmez. Mergem să lăsăm și noi vagonul, să ne facem actele și ne vedem după aia. Frați peloponezi, gata, eu am venit la defect office să lăsăm camionul aici. Și să-mi bag și eu futurașul de salariu. Băi, terminăm ora 21, am bifat și astăzi 12 ore 30. Am făcut decât 355 de kilometri. Și am condus 5 ore 25. Parcum față de precedentele 3 zile. Băi, astea fiind spuse, vă salut. Ne vedem mâine la o nouă trucăreală. Ia uitați-vă cu aia, nu mai ies într-o viteză. Așa că să-i fac loc băiatului să scoate un vagon de acolo. Bă, va avea loc care, trebuie să aibă loc. Asta fiind spuse, eu vă tare mulțumesc, ne vedem mâine la o nouă jucherală. Nu uitați de electrico.ro/trackerboy. Altceva nu știu să vă mai zic. Vă tare mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi, că m-ați suportat și astăzi, și ieri, și mâine, etc. Vă tare mulțumesc, ceau, pa!